Marcu 5. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul Gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obez și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfarmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat și i s-a închinat și a strigat cu un glas tare: „Ce am eu de-a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești!” Căci Iisus îi zicea: „Duh necurat, ieși afară din omul acesta!” „Care ți este numele?” l-a întrebat Iisus. „Numele meu este Legiune”, a răspuns el, „pentru că suntem mulți”, și îl ruga stăruitor să nu-i trimit afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care păștea. Și dracii l-au rugat și au zis: „Trimite-l în porcii aceia ca să intrăm în ei”. Iisus l-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au unecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avea legiunea de draci și șezând jos îmbrăcat și întreg la minte și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine”. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se minunau. După ce a trecut Iisus iarăși de partea cealaltă cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut fruntașul, s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: „Fetița mea trage să moară, rogu-te, vino, depune-ți mâine peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască”. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult noroc și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă îi era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci ea își zicea: „Dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui”. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit într-o trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis: „Cine s-a atins de hainele mele?” Ucenicii i-au zis: „Vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici: cine s-a atins de mine?” El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis: „Fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta”. De când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașii sinagogii care îi spun: „Fiica ta a murit, pentru ce mai supără învățătorul?” Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestora, a zis fruntașului sinagogii: „Nu te teme, crede numai”. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. A ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarfă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult.
A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilului, pe mama ei și pe cei ce-l însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita Kumi, care tălmăcit înseamnă, fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței.